Bine ați revenit! În clipul de astăzi rezolvăm împreună subiectul al treilea din testul 25 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de evaluare națională. La exercițiul întâi avem un trapez dreptunghic, știm că diagonalele sale sunt perpendiculare, trebuie să aflăm linia mijlocie, apoi să demonstrăm că AC este de 5 ori OC, iar la punctul C să determinăm aria trapezului. La problema a doua avem un paralelipiped dreptunghic cu E la mijlocul CD trebuie să arătăm că aria patraterului ABCD este de 24, apoi să aflăm măsura unghiului dintr-o dreaptă și un plan, iar la punctul C să aflăm distanța de la punctul B' la AE. Să începem cu exercițiul întâi, să scriem datele. Avem ABCD un trapez dreptunghic în care AB e paralel cu CD și măsura unghiului DAB este de 90 de grade. Știm că AB este de 20 de centimetri, CD este de 5 cm, diagonalele sale sunt perpendiculare și se intersectează în punctul O. Să se arate că linia mijlocie are lungimea de. 12,5 cm. Apoi, arătați că AC este de 5 ori OC și în final aflați aria trapezului ABCD. Haideți să vedem desenul. Voi muta puțin datele. Să construim trapezul. Faptul că este un trapez dreptunghic și are și diagonalele perpendiculare e un mare avantaj, pentru că noi avem o formulă pentru înălțimea unui trapez ortodiagonal dreptunghic. Atunci asta ne va ajuta să rezolvăm problema aceasta destul de rapid. Îl notăm A, B, C, D și punctul O. Să nu uităm că avem diagonalele perpendiculare. Acum știm că baza mare este de 20 de centimetri. Baza mică este de 5 cm. Și trebuie să determinăm mai întâi lungimea liniei mijlocii. Putem să spunem că fie M mijlocul lui AD și N mijloc pentru BC, Asta înseamnă că MN va fi linie mijlocie în trapez, de unde rezultă că MM este semisuma bazelor. Cu alte cuvinte va fi AB plus DC totul supra 2. Și atunci înlocuim și avem 20 plus 5 pe 2. Asta înseamnă că MN este 25 supra 2, iar 25 împărțit la 2 înseamnă 12,5 cm. Exact ce trebuia să demonstrăm. Mai departe, trebuie să arătăm că AC este de 5 ori OC. Ok. Haideți să luăm desenul. Să vedem cum facem acest lucru. Cel mai simplu ar fi să arătăm că avem două triunghiuri asemenea și să scoatem rapoartele de asemănare, apoi imediat să obținem e, ceea ce se cere în problemă. Poate pentru voi este dificil să vă dați seama care sunt triunghiurile despre care am putea să vorbim și să arătăm că sunt asemenea, de aceea o să încerc să șterg o parte din desen și dacă îl las în felul acesta, cu siguranță desenul acesta vă este cunoscut. E ușor să demonstrăm că unghiul D e congruent cu unghiul B, la fel cum e ușor să demonstrăm că unghiul C e congruent cu unghiul A fiind unghiuri formate de drepte paralele și secantele, secantele fiind AC și BD. Acestea fiind unghiuri alterne interne, automat vor fi congruente. Nu mai vorbim de faptul că, având unghiurile drepte, mai avem încă o pereche de unghiuri congruente și putem să folosim criteriul de asemănare unghi-unghi pentru a demonstra că aceste triunghiuri sunt asemenea. Din asemănarea lor vom scoate rapoartele dintre laturi și apoi vedem cât este raportul dintre OC și AC. Și atunci, Vom spune că dq e paralel cu ab și considerăm db secantă prima dată. Observăm că unghiul abd și unghiul qdb sunt unghiuri alterne interne. Pentru că dreptele bc și ab sunt paralele, înseamnă că unghiurile vor fi alterne interne congruente. Apoi, avem două variante. Fie procedăm la fel și cu unghiurile A și C fie dacă nu ne legăm de unghiurile drepte. Cum vreți voi, puteți să alegeți orice variantă. Eu cred că o să scriu cu unghiurile drepte. Dacă noi știm că AC e perpendicular pe BD, asta înseamnă că unghiul sau că măsura unghiului de o C, va fi egală cu măsura unghiului A o B și egal cu 90 de grade. Și atunci, comparăm triunghiul A, AOB cu triunghiul. Și acum, este foarte important cum scrieți denumirea celui de-al doilea triunghi, pentru că trebuie să ne uităm la faptul că unghiului A îi corespunde unghiul C, unghiului O clar îi corespunde unghiul O, iar unghiului D îi corespunde unghiul B. Și atunci, precizăm faptul că unghiul D e congruent cu unghiul B, iar unghiul O e congruent cu unghiul O. Și atunci, rezultă din criteriul unghi-unghi că triunghiul AOB este asemenea cu triunghiul COD. Haideți să vedem la ce ne folosește această asemănare. Mai scriu încă A, o dată, triunghiul AOB asemenea cu triunghi COD. Uitați să văd dacă am scris bine. Da. Și atunci rezultă că AO supra CO va fi egal cu OB supra OD și egal cu AB supra CD. Și atunci, pe noi ne interesează raportul dintre OB și OD în problema aceasta și vom continua cu primul raport și cu ultimul. Și avem AO supra CO egal cu AB era de 20 de cm, iar CD era de 5 cm. Putem să simplificăm această fracție prin 5 și obținem că AO supra CO este 4 supra 1, Asta înseamnă, de fapt, că AO ori 1, adică AO, este de 4 ori CO. Însă, dacă ne întoarcem la AC, pentru că noi despre AC trebuia să vorbim în acest subpunct, observăm că AC este format din AO și CO. Și vom scrie că AC este egal cu AO plus CO, dar noi am arătat că AO este de 4 ori CO. Asta înseamnă de aici că AC este de fapt de 5 ori CO. Exact ce trebuia să demonstrăm. Mergem acum la punctul C, unde trebuia să aflăm aria acestui trapez. Reamintim formula de la aria trapezului. Aria lui ABCD este egală cu baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2. În cazul nostru avem AB plus DC Înmulțit cu înălțimea AD pentru că e un trapez dreptunghic, totul pe 2. Acum putem să profităm de faptul că trapezul este ortodiagonal, care diagonalele perpendiculare și este și dreptunghic pentru a afla înălțimea sa. Vă reamintesc că în cazul în care avem un trapez dreptunghic cu diagonalele perpendiculare, adică un trapez dreptunghic ortodiagonal, asta înseamnă că înălțimea va fi media geometrică dintre baze. Iar dacă avem un trapez isoscel ortodiagonal, rezultă că înălțimea este media aritmetică dintre baze. Se poate destul de ușor demonstra acest lucru, însă noi o să folosim formula pentru a ajunge direct la arie și atunci vom specifica că ABCD este un trapez dreptunghic, însă AC e perpendicular cu BD din ipoteză. Asta înseamnă că ABCD. E un trapez dreptunghic ortodiagonal. Și atunci rezultă că înălțimea sa este media geometrică dintre baze, adică dintre AB și DC. Asta înseamnă că AD va fi radical din 20 ori 5, cu alte cuvinte, AD este radical din 100, adică 10 cm. Și haideți să -i aflăm acum aria trapezului. Aria lui ABCD este. AB-ul e 20, DC-ul e 5, totul înmulțit cu 10, supra 2. 20 plus 5 este 25 ori 10 pe 2. Simplificăm și rămânem cu 25 ori 5, adică 125 de centimetri pătrați. Mergem mai departe la problema următoare. Aveam ABCD... A prim, B prim, C prim de prim? Un cub. Nu un cub. Seamănă cu un cub, dar nu e un cub. E un paralelipiped dreptunghic. Destul de înșelător acest desen. Sper să nu vă duc în eroare. AB de 8 cm, BC de 4 cm și A prim e de două ori BC. Iar E este mijloc pentru CD. Punctul A, arătați că perimetrul lui ABCD este de 24 de centimetri. Punctul B, determinați măsura unghiului dintre AB și planul BCD prim. iar la punctul C, aflați distanța de la punctul B prim la AE. Haideți să facem desenul. Eu îl voi desena ca un paralelipiped autentic, pentru că desenul este destul de Vă duce în eroare dacă nu sunteți atenți. Și atunci eu îl voi desena ca un pipet, voi desena dreptunghiurile. Să nu uităm de muchiile laterale, eu le voi face ulterior punctate. Să -l notăm. Avem A, B, C, D, A prim, D C prim și B prim. Și punctul E undeva la mijloc. Acum putem să eliminăm desenul și datele și să scriem pe desen cât sunt toate. Dar mai bine îl selectăm. Și acum aveam BC de 4 cm, apoi AB este de 8 cm. Și acum punctul A trebuie să aflăm perimetrul lui ABCD. Pentru că suntem într-un paralelipiped dreptunghic, baza este un dreptunghi. Asta înseamnă că perimetrul lui ABCD va fi 2 ori lungime plus 2 ori lățime. Înlocuind vom avea că perimetrul lui ABCD este 2 ori 8 plus 2 ori 4, asta înseamnă 16 plus 8, de unde rezultă că, într-adevăr, perimetrul lui ABCD este de 24 de cm. Mergem mai departe la punctul B. Să inserăm desenul. La punctul B ni se cerea să aflăm unghiul dintr-o dreaptă și un plan, cred. Haideți să vedem dreapta și planul respectiv. Aveam dreapta AB prim și planul BC de prim. Cu alte cuvinte, planul BC de prim nu este doar acesta, ci este. Întreb, întreg dreptunghiul dat. Haideți să vedem cum facem asta. Vă reamintesc că pentru a studia unghiul dintre dreaptă și un plan, este necesar să vedem care este proiecția dreptei pe planul respectiv. Cu alte cuvinte, noi trebuie să vedem proiecția lui AB pe planul roz. Și atunci. Trebuie să vedem mai întâi cine este proiecția punctului B pe acest plan și cine este și proiecția punctului A pe acel plan. Ar trebui să luăm separat doar fața ABB prima prim, să vedem exact ce se întâmplă în ea, să vedem cum este poziționată AB aici și apoi să vedem cum aflăm unghiul dintre dreapta noastră și plan. Pentru asta voi scrie dimensiunile pe desen AB era de 8 cm, BC era de 4 cm, iar pe A prim încă nu îl știm și ar fi momentul să l aflăm. Și atunci, noi știm că A este de 2 ori BC, dar BC fiind de 4 cm înseamnă că A prim este 2 ori 4, cu alte cuvinte, A prim este de 8 cm, ceea ce schimbă foarte mult problema, pentru că observăm Că în acest caz, paralelipipedul pe care îl avem este unul particular. De ce? Pentru că în acesta, fața ABB este de fapt un pătrat. Și atunci îl voi desena să vedem dacă acest lucru ne ajută sau nu. Voi construi și diagonalele. Le voi face cu aceeași culoare sau cu asta. și îl voi nota A B B' A'. Și să spunem punctul O, punctul de intersecție. Și atunci vom spune că am obținut că A' prim e congruent cu AB, dar noi știam din paralelipipedul dreptunghic că AB B' A' este un dreptunghi. Dreptunghiul cu două laturi consecutive congruente este de fapt un pătrat. ABB prim este un pătrat. Și haideți să vedem la ce ne folosește acest lucru. Păi de fapt, dreapta de, care noi avem nevoie, AB nu este o diagonală aici. Și atunci, cum va fi ea poziționată față de A prim B? Pentru că suntem într-un pătrat, noi știm că într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare. Asta înseamnă că AB va fi perpendicular pe A prim B. Scriem asta. AB și A prim B sunt diagonale, rezultă din proprietățile pătratului că AB' va fi perpendicular pe A'B. Și atunci ne punem întrebarea dacă AB' e perpendiculară pe o dreaptă din acest plan. Oare nu cumva am reușit să demonstrăm că, de fapt, AB e perpendiculară pe întreg planul? Dacă AB e perpendiculară pe întreg planul, asta înseamnă că măsura unghiului dintre AB prim și acest plan va fi de 90 de grade. Și atunci problema se rezumă la a demonstra că AB prim este perpendiculară pe o altă dreaptă din plan concurentă cu AB'. prim B. Și atunci avem două variante. Fie mergem tot pe ideea de a demonstra cu altă dreaptă, este perpendiculară pe planul în care se află AB prim, fie mergem pe ideea de a folosi teorema celor trei perpendiculare. Eu o să încerc să vă arăt ambele metode și voi vă alegeți metoda cea mai simplă. Dacă ar fi să scriem aici metoda 1, dar cred că mai bine luăm desenul și mergem pe pagina următoare ca să avem mai mult spațiu. Dacă tot știm că este un cub, putem să-l lățim puțin. Dacă știm că fața este un pătrat, putem să o lățim puțin. Acum, aici avem 8 cm. să spunem metoda 1 să fie cea cu dreaptă perpendiculară pe un plan. Voi nu scrieți chestia asta la examen, eu doar am scris-o ca să evidențiez prima metodă. Acum, să ne gândim cine din planul roz este perpendiculară pe planul în care se află AB'. E foarte simplu pentru că AB' este fața paralelipipedului, dacă pot spune așa. Noi știm că muchiile laterale vor fi perpendiculare pe această față. Este foarte ușor de demonstrat, de exemplu, că BC e perpendicular pe planul ABB'. Și dacă BC e perpendicular pe planul ABB', înseamnă că automat este perpendiculară și pe AB'. Și atunci haideți să facem asta. Aveam Baza dreptunghi, asta înseamnă că BC e perpendicular odată pe AB. Apoi, noi știm că BC e perpendicular și pe BB', dar AB se intersectează cu BB' în punctul B. Și AB și BB' sunt incluse în planul ABB'. Și atunci din astea rezultă că BC e perpendicular pe întreg planul ABB În acest plan se află AB Și atunci de aici rezultă că BC e perpendicular pe AB prim. Și atunci le punem cap la cap. Noi știam că AB prim e perpendicular pe A prim B. Dar am arătat că AB prim E perpendicular pe BC, A prim B, A B. Aici era AB prim și am pus invers. Apoi, A prim B se intersectează cu BC în punctul B și A prim B și BC sunt incluse în planul BC de prim. Și atunci din astea ne rezultă că AB prim e perpendicular pe planul. BC de prim și dacă este perpendiculară pe planul BC de prim, rezultă că măsura unghiului dintre AB prim și planul BC de prim va fi de 90 de grade. Haideți să vedem cum putem să demonstrăm cu ajutorul teoremei celor trei perpendiculare. Metoda a doua să o numim. Și avem așa un sunet pe fundal. Dacă ne uităm la punctul B noi trebuie să vedem cum ajungem să demonstrăm că B prim este perpendiculară pe o dreaptă din planul roz, spuneam. Și atunci, e clar că nu mai putem să-l mai folosim pe D E, pentru că D E este paralelă cu planul A prim B. Și noi, pentru a demonstra că o dreaptă este perpendiculară pe un plan, trebuie să folosim două drepte concurente din acest plan. Asta înseamnă că trebuie să mergem fie la A prim fie la BC dacă vrem să arătăm că B'A e perpendicular pe BC, am putea totuși să arătăm că B'A e perpendicular pe AD, pentru că AD e paralel cu BC, automat B'A va fi perpendicular și pe BC. Și atunci, haideți să vedem cum putem să facem acest lucru cu teorema celor trei perpendiculare. Noi știm că BB' e perpendiculară pe planul de jos, pe planul ABC, plan în care se află și AB și AD. Și atunci, vom avea așa, BB prim e perpendicular pe BA sau pe AB, dar AB e perpendicular pe AD. Punctul de intersecție dintre AB și AD este punctul A. Și atunci, din toate astea, din teorema celor trei perpendiculare, Va rezulta că B'a va fi perpendiculară pe AD. Dar AD era paralel cu BC. Asta înseamnă că B'a este perpendiculară. PBC. Și, bineînțeles, demonstrația, ultima parte, pot, dacă vreți, doar să o transcriu, pentru că este fix la fel. Pe mine mă interesa să vă arăt cum se poate demonstra că AB este perpendiculară pe o altă dreaptă din acel plan, concluzia fiind fix aceeași. Faptul că vom avea măsura unghiului de 90 de grade. Mergem mai departe la punctul C, unde trebuia să facem o distanță, să iau din nou desenul, de la un punct la un dreaptă, cred că era. Și aveam 8 cm. Trebuia să facem distanța de la punctul B prim la AE, pentru că nu mai avem nevoie de desenul evidențiat cu roz. Voi șterge și voi păstra doar ce ne ajută. Și atunci îl voi desena pe AE. iar noi trebuie să facem distanța de la punctul B' la A pentru asta, de obicei, folosim teorema celor trei perpendiculare. Cum trebuie să procedăm pentru a găsi distanța de la un punct la o dreaptă? În primul rând, trebuie să identificăm în ce plan se află dreapta spre care noi trebuie să ajungem. În cazul nostru, noi trebuie să ajungem spre AE și observăm că AE se află în planul ABC. De aceea, din punctul B, noi trebuie să vedem care este perpendiculara pe planul ABC, pe planul de jos. Și atunci observăm că perpendiculara noastră este BB prim. Din punctul BB prim, noi trebuie să construim acum o perpendiculară spre dreapta respectivă, spre dreapta A în cazul nostru. Problema este următoarea. De unde știu eu că perpendiculara nu este în A? De unde știu eu că nu este aici? De unde știu eu că nu e la mijloc? De unde știu eu că nu e la, știu eu, două cincimi? sau chiar în punctul E, de unde știm noi cum este poziționată acea perpendiculară. Pentru a vedea acest lucru, pentru a vedea exact unde se află perpendiculara din punctul B pe AE, vă sfătuiesc să vă luați separat doar dreptunghiul de jos, să vedem exact ce se întâmplă. Eu îl voi desena aici. Acesta chiar este un dreptunghi. Îl vom nota ABCD și E la mijloc. Haideți să construim și AM Și să vedem cum putem să facem. De obicei, eu le mai spun elevilor mei, dacă ai ajuns la finalul problemei și nu ai folosit toate datele, înseamnă că e momentul să o faci, să intre ultimul actor în joc. Acum, haideți să ne întoarcem în ipoteză să vedem dacă am luat toate. A, de 8, B, C de 4, A prim 2, BC C și ce la mijlocul ei, C n-am folosit până acum absolut nicăieri faptul că E e la mijlocul lui CD. Asta înseamnă că e cazul acum la ultimul subpunct să vedem la ce ne folosește. Și atunci, dacă noi știm că DC este de 8 cm și E e la mijloc, oare nu înseamnă de fapt că D E va fi de 4 cm? Pe dacă e de 4 cm, oare ce putem să spunem despre triunghiul ADE? Dar oare ce am putea să spunem despre triunghiul BQE. Și atunci uitați ce interesantă este matematica. Vom spune așa, E este mijlocul lui CD. Asta înseamnă că DE va fi egal cu CE și vor fi de 4 cm. Și atunci, observăm că Triunghiurile care s-au format sunt triunghiuri dreptunghice, dar sunt și triunghiuri isoscele. Asta înseamnă că măsurile unghiurilor ascuțite sunt de 45 de grade. Știm asta din proprietățile triunghiului dreptunghic. Iar dacă măsurile unghiurilor sunt de 45 de grade, înseamnă că noi putem să aflăm câte grade are EAB. Și la un calcul foarte rapid, 180 minus 45 minus 45, observăm de fapt că unghiul de aici este de 90 de grade. Cu alte cuvinte, în felul acesta vom demonstra că BE e perpendiculara chiar în punctul AE. Haideți să spunem exact ce am discutat, să scriem. Aveam triunghiul ADE cu măsura unghiului D de 90 de grade. AD congruent cu DM. Rezultă de aici că triunghiul ADM este dreptunghic și isoscel. Asta înseamnă că măsura unghiului DEA este de 45 de grade. Mergem mai departe în triunghiul Ecb. La fel cu măsura unghiului C de 90 de grade, cu ec congruent cu CB, și atunci rezultă că triunghiul CEB este un triunghi dreptunghic și isoscel. Asta înseamnă că măsura unghiului CEB este de 45 de grade. Și atunci, noi știam că punctul E aparține lui DQ. Asta înseamnă că unghiul DQ este un unghi alungit cu măsura de 180 de grade și în felul acesta aflăm măsura unghiului AEB. Haideți să dau pagina. Vom spune că E aparține lui DQ rezultă de aici că măsura unghiului DQ este de 180 de grade, dar noi știam că unghiul D -E este format din D, -A, sper că am ținut bine minte, da, D, A, plus E, A, -B, A, E, B, toate trebuie să aibă vârful în E, plus B, -E Le înlocuim pe cele cunoscute, avem 180 de grade, egal cu 45 plus măsura unghiului AEB plus măsura unghiului BEC pe care o știam de 45 și avem 180 de grade egal cu 90 de grade plus măsura unghiului AEB. Asta înseamnă că măsura unghiului AEB va fi de 90 de grade, de unde rezultă că BE este perpendiculara pe AE. Și atunci voi începe pe, pagină, pe, pe o pagină nouă pentru a fi sigură că avem suficient spațiu, însă ar trebui să luăm celălalt desen. Acesta. Și să vedem cum aflăm mai departe distanța noastră. Putem acum să trasăm perpendiculara din B pe AE pentru că știm unde cadem. Este chiar în E. Asta înseamnă că din teorema celor trei perpendiculare vom obține că B E este perpendicular pe Ae. Haideți să vedem, Avem așa. BB' prim este perpendiculară pe planul ABC. Iar în acest plan se află AE și EB. Și Atunci, noi știm că BB' prim e perpendiculară pe EB dar EB e perpendiculară pe AE și EB se intersectează cu AE în punctul E. Și atunci, din teorema celor trei perpendiculare, va rezulta că prim e, e perpendicular pe AE, asta înseamnă că distanța de la punctul B' la AE va fi exact B'. Și atunci, haideți să vedem cum îl aflăm. Dacă ne întoarcem aici, noi știm cât, este, cât sunt laturile în triunghiurile acestea mici dreptunghice și atunci foarte ușor putem să-l aflăm pe buprim E, pentru că noi, noi îl știam pe bubu de 8 cm, vom face mai apoi teorema lui Pitagora și vom afla cât este bu E. Vom scrie că avem triunghiul bke, cu măsura unghiului C de 90 de grade, rezultă din teorema lui Pitagora că b e la 2 egal cu BQ plus QE pătrat. Asta înseamnă că b va fi 4 la 2 plus 4 la 2. Adică b pătrat este 16 plus 16, care înseamnă 32, de unde rezultă că b este 4 radical din 2 cm. Bineînțeles, puteam să facem funcții trigonometrice, puteam să facem o grămadă de chestii pentru a afla cât este BE. Nu era singura variantă cu teorema lui Pitagora, însă știu că cei mai mulți dintre voi asta folosiți de obicei. Revenim aici, completăm desenul pentru că se pare că lipsește B'E și atunci, noi știam că avem triunghiul B BE cu măsura unghiului B' de 90 de grade, măsura unghiului B' de 90 de grade, aici sunt, aici este unghiul drept, Rezultă din teorema lui Pitagora că ipotenuza B'E prim la pătrat va fi egal cu B'E la pătrat plus B, B la pătrat. Asta înseamnă că B'E E pătrat este B l-am aflat că e 4 radical din 2, totul la a doua, plus B, B era 8. Asta înseamnă că B prim E la pătrat este 32 plus 64. B' E pătrat va fi 96, asta înseamnă că B' E este radical din 96. Haideți să vedem cât înseamnă. 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1. Cu alte cuvinte, avem 4 radical din 6 cm. Asta înseamnă că distanța de la punctul B' la AE este de 4 radical din 6 cm. Însă n-aș vrea să închei clipul aici, aș vrea să vă mai prezint ceva. Pentru că sunt convinsă că mulți dintre voi trăiți cu un anumit sentiment de frustrare pentru că vă gândiți, dar de unde să știu eu, de unde să-mi dau eu seama că perpendiculara din B' AE, o, o să cadă chiar în vârful, în punctul E dacă nu îmi dau seama că acolo sunt niște triunghiuri dreptunghice. Dacă ea venea așa, de unde știu unde care? Ce vă înțeleg? Pentru că acesta este un simplu caz particular. Haideți să vedem cum am putea să facem în cazul în care vrem să mergem la modul general. că nu observăm acest lucru și totuși nu vrem să pierdem punctajul. Noi vrem să facem teorema celor trei perpendiculare. Asta este clar. Se aplică întotdeauna la distanța de la un punct la, un, la o dreaptă. Deci atunci, din punctul B, noi construim undeva o perpendiculară și o avem în felul acesta. Să spunem că avem aici un punct X. Noi știm că BB prim e perpendiculară pe planul de jos, BAC, plan în care se află AE și BX. Apoi voi spune că BB prim e perpendicular pe BX. Dar BX e perpendicular pe AE, și BX intersectează AE în punctul X. Asta înseamnă că BX va fi perpendiculară pe AE, cu alte cuvinte, distanța de la punctul B' la AE va fi BX. Și haideți să vedem cum o aflăm! E clar că trebuie să aflu de undeva cât este BX. Și atunci, haideți să ne desenăm din nou baza din nou dreptunghiul de la bază și să o luăm în ideea în care să nu observăm că acele două triunghiuri sunt dreptunghice. Sunt isoscele. Noi aveam aici ce era AX-ul nostru, BX-ul, aveam ABC, D, punctul E, trebuia puțin mai la mijloc, stați să refac. Și cam așa arată. Aveam 4, 4 și 8. Acum trebuie să vedem ce putem să facem ca să aflăm cât este BX. Pentru că noi avem nevoie de BX de undeva. Pentru că BX este perpendiculara pe AE, înseamnă că noi putem să o considerăm o înălțime aici, undeva, într-un triunghi. Și atunci putem să ne construim și EB-ul și să avem, practic, triunghiul ABE cu înălțimea AX. Pentru a afla o înălțime într-un triunghi oarecare, am spus că noi plecăm de la ideea că el ar fi oarecare, nu observăm că este nici isoscel, nici dreptunghi. Plecăm pe ideea că el este un triunghi oarecare. Dacă noi vrem să aflăm o înălțime într-un triunghi oarecare, în cel mai ușor, cred că de fapt, printre singurele variante posibile, este să facem cu aria în două moduri. Și anume, eu am nevoie de o bază. E clar că baza în cazul nostru trebuie să fie AE, pentru că pe AE cade BX perpendicular și de înălțimea pe care eu vreau să o aflu. Și atunci pot să-mi spun că aria triunghiului ABE este egală cu lungimea bazei, adică AE, ori BX, totul pe 2. Și atunci, dacă eu reușesc să aflu de undeva cât este aria triunghiului ABE, Apoi imediat vin și locuiesc, îl înlocuiesc pe AX și problema este rezolvată. Întrebarea este cum am putea noi să aflăm destul de ușor aria triunghiului ABE, Pentru că spuneam că nu vreau să lucrez cu foarte multe triunghiuri pe aici, cel mai simplu ar fi să construim înălțimea din punctul E pe AB, pentru că practic aici se formează două, triunghi, două dreptunghiuri, de aceea. EY, să spunem, va fi exact cât AD și cât BC. Cu alte cuvinte, va fi de 4 cm și eu cunosc cât este baza pe care cade înălțimea EY. Și atunci pot super ușor să aflu aria în felul acesta. Mai am nevoie doar de AE-ul pe care l-am aflat că e 4 radical din 2 și atunci imediat l-am afla, aflat și pe BX. Și atunci vom spune că construim EY perpendicular pe AB dar mai aveam că și DA este perpendicular pe AB, spre exemplu. De aici rezultă că AD EY este un dreptunghi, de aceea rezultă că EY este cât DA și egal cu 4 cm. Și atunci vom avea așa, Area triunghiului AEB este egală cu EY ori AB totul pe 2, EY este de 4 ori 8 pe 2, simplificăm și rămânem cu 16 cm pătrați. Acum, dacă vrem să-l aflăm pe BX, am spus că luăm și înlocuim în această formulă. Și avem în partea stângă aria, 16, egal cu AE-ul ne dăduse 4 radical din 2, ori BX. Ne rezultă că îl ducem pe 2 cu mulțire și avem 32, egal cu 4 radical din 2 ori BX. Asta înseamnă că BX este 32 supra 4 radical din 2. Simplificăm și rămânem cu 8 pe radical din 2, ne raționalizăm. Asta înseamnă că bx este 8 radical din 2 pe 2, adică 4 radical din 2. E clar că putem observa că BX a ieșit fix cât B, de aceea punctele acestea coincid, de aceea în punctul S se formează cele 90 de grade. Dar dacă tu nu ai văzut asta de la început, e bine să faci măcar în felul ăsta, măcar așa să reușești să afli BX, după care în mod evident ne vom întoarce în triunghiul B-BX și vom afla cât este, uh, cât este distanța respectivă folosindu-ne de triunghiul B BX și teorema lui Pitagora și vom obține în mod clar același rezultat și anume... 4 radical din 6. Repet, indiferent de metoda pe care o alegeți, eu doar vă propun anumite metode de rezolvare. Nu sunt singurele metode, voi puteți să rezolvați și în alte variante, important este să ajungeți la același rezultat și întotdeauna să scrieți demonstrațiile cât mai complete.